Stam cu un creștin la o masă și spuneam că acesta, mă rog, are o fică care spunea că face o facultate la Londra și i-am spus, această fată nu cred că se mai întoarce în România, dacă face și o facultate acolo. Păi na, părinte, că eu știu, se întoarce, nu se întoarce în România, dar de precise o fi mai materialistă, că cei care de regulă se învață în Occident devin materialiști. Nu se poate, părinte. E acolo, mă rog, vrea să rămână acolo pentru că este mai multă libertate decât în România. Și i-am spus, omule dragă, nu te amăgi. Există mai multă libertate în Anglia sau în Franța decât în România. Asta este o minciună, dar vedeți cugetarea trupească. Când omul vede libertate numai că dacă are bani mai mulți, dacă poate să facă mai multe pofte și plăceri, el în aceasta vede o libertate care e cugetare trupească. I-a spus, hai să facem un mic examen. Dacă spui mai tare că e mai multă libertate în Londra ca în România. Uite, îți propun un lucru eu. Ia să faci mai tare niște puturași, niște manifeste, din aceștia, niște pliante, cum se împart pe stradă de reclamă, în care să scrie întrânsă din limba engleză acolo, homosexualitatea este un păcat și vă rugăm frumos pe toți acești homosexuali și vă spunem că Dumnezeu vă iubește și căutați ca să vă izbăviți de această patimă prin biserică și prin Sfintele Taine. Ca să puteți și voi să vă mântuiți. Sau un mesaj de genul acesta. Sau mergi undeva și într-o piață publică și spune-ne lucrul acesta. Păi s-a uitat așa la mine. Păi vreau să văd și eu cum o să te felicite autoritățile din Londra. Cu câțiva la Mititica, că doar altfel nu te pot felicita de acolo, știi? Că așa se zice la ei. Sau cel mai ieftin s-ar putea să scap cu câteva luni la casa din nebun. În libertatea de acolo. Păi părinte, n-am mai aproape că a rămas fără glas, fără limbă. Vezi, mă, ce vezi tu liber? Care e libertate, mă? Unde vedeți voi libertate în Occident? Ce înseamnă libertate pentru voi? Vedeți, dacă aveți cugetare, vedeți mai cât bani și posibilitatea de a vă satisface cât mai multe plăceri și pofte. Și asta numiți voi libertate, asta numiți voi viață, asta numiți voi fericire. Vedeți? O fericire adevărată a omului domnicesc este în a-L mărturisi pe Hristos, în a putea să-și trăiască credința în Hristos. Vă sacrificați copiii voștri prin Occident și cei care au plecat cu copiii în Occident pot spune că au făcut o greșeală mai mare decât aceia care și-au lăsat acasă în grija bunicilor. Pentru că copiii românilor care au plecat în Occident sunt mult mai indoctrinați din cei din țară. Pur și simplu, gândiți-vă acolo, din grădiniță sunt programe de educație sexuală și câte alte nebunii. Deci acei copii practic sunt mult mai atinși și mai degradați sufletește față de cei care au rămas în țară. Vedeți? Oamenii văd această fericire. Iar viitorul copiilor noștri, care e viitor? Fără Hristos, viitor în patim, viitor, vedeți, numai în materie. În materie și în bani. Și în posibilitatea de a vă putea satisface cât mai multe plăceri și pofte.